Ne-am întors la Vorbește Lumea și vă ziceam că revenim alături de Marius Moga. Ni s-a alăturat între timp și Sebastian Dobrincu, fratele mai mare al lui David, să vorbim despre un proiect foarte tare pe care l-au făcut oamenii ăștia. Vă ziceam că am fost la studioul la Marius aseară și eu și Bogdan. Hai să vă povestească un pic, Marius, despre ce am făcut acolo. Practic, tehnologia Machine Learning AI acum de-abia revoluționează și industria muzicii. Inteligența artificială care învață asta înseamnă? Practic, e ca și cum ți-ai face o poză, doar că îți face o poză vocii. Audio. O poză audio vocii tale. Înțelege cum pronunți, da? Cum emiți sunetul, cum, dacă ești răgușit, cum ai inflexiunile vocale. Și apoi un alt om poate să tragă o linie melodică și să o convertească în modelul tău de voce. Sau tu, ca și ascultător, asta e utilitatea numărul 2 la care și lucrăm, să poți să zici, băi, am niște piese preferate din toată viața mea. Sunt curios, niciodată n-am putut să le cânt perfect și mi-aș fi dorit. Pentru încredere, pentru vibe, vreau să le ascult în vocea mea. Asta e utilitatea a doua. Prima, la care am lucrat noi și asta ar fi un avantaj pe care îl avem ca și companie în lume acum, e că avem un audio plugin pentru producători, Revocalize, da? Pe care în Logic, în Cubase, în programe deci de muzică, tu poți da, direct. Nu mai trebuie să ieși, nu trebuie să te duci pe niciun site. Am tras o linie melodică pentru Anda Adam și o convertez direct să văd cum ar suna în vocea Andei Adam. Dacă îmi dau seama că nu e, parcă nu e bună pentru Andra. Ia să văd Andreea, traducem că Marius e foarte tehnic, na, e sunt defect profesional. Așa, da. Pe înțelesul publicului, practic o să se creeze muzică mult mai rapid, mai ușor și mai bună. Pentru că ați scanat vocea lui X sau lui Y. Am creat posibilitatea, tehnologia de a face treaba asta. Da. Adică eu s-o prind pe Andra să vină să tragă 4 demo-uri, să văd care e mai bun dintre ele. O prind greu, are o grămadă de chestii de făcut în viața ei. Și atunci, cele 4 poate nu sunt cele mai bune creații ale mele, dar dacă fac 10-20 de idei pentru ea și pe toate le ascult cu vocea ei, o să iau o decizie mult mai bună ce să-i arăt. Ea la fel se va auzi și va zice, asta aici mă plus, crez, asta poate, mi se pare. Poate s-a răzgândit după și vrea să schimbe un vers, nu mai trebuie și să vină să retragă. Și toate astea fără drumuri, du-te, vino, da. Fără... Deci tu poți să generezi aceste piese în vocea Andrei, fără ca Andra noi, să fi cântat. Noi o gândim pentru partea de demo, după care Andra are magia ei. Da, ea trebuie să vină să tragă o voce principală, ca și cum ar juca într-un film rolul principal. E un altă, nu e un înlocuitor al artistului, asta clar. Sebi, Marius, bun, asta este utilitatea pentru studiouri, pentru profesioniști, da. Pentru oamenii de acasă, care vor să intre pe site-ul vostru... Da, poate să intre să-și antreneze vocea, e de ajuns să cânti două melodii. Deci intri, cânti acolo două melodii la microfonul pe care l-ai tu. Poți să tragi pe telefon, și nici nu trebuie să cânti corect, poți să falsezi tot. Iei versurile de pe net, nu le urmărești. Da. Și apoi, practic, odată ce ai vocea, poți să testezi melodii pe care le-ai îndrăgit toată viața ta și acum vrei să vezi cum ar fi sunat cu vocea ta. Orice piesă vrei tu. Prima pe care mi-am făcut-o mie, când mi-am făcut modelul de voce, a fost Frank Sinatra, My Way. Am vrut să văd ce simte Brenciu când face asta. Salut! Oria, te pupăm! Dar, basically, e un sentiment... E magic, da, zic că ăsta-i cuvântul. Și scopul nu e să ne apucăm toți de cântat și să... Da, că nu o să poți face asta. După aia te întreabă oamenii, ia cântă! Păi nu, stai că știi că... Dar încrederea... Și ce crezi că poți să faci în viață, oricum are multă legătură cu încrederea și faptul că asculți niște melodii pe care le știi și cu care te-ai identificat în vocea ta și cântându-le perfect, îți dă o anumită încredere pe care înainte nu aveai. Așteptai un karaoke și câteva pahare noapte ca să prinzi curaj, știi? Da. Acum poți să asculți în drum spre birou o piesă motivațională și să fie direct în vocea ta și o simți și mai personal. În vocea șefului glumim noi de obicei. Asta glumim, în vocea șefului, să zic că ești foarte bun. Ia uzi, Andreea, cu vocea ta. O să-ți scanăm puțin vocea, Andreea, ca dar să testăm. Dar voi ați experimentat treaba asta, deci urmează să ne arătați experiența voastră. Din perspectiva noastră, da, noi am fost ieri la studio la Moga, am înregistrat, am cum cântat, am behăit practic în limba română, noi cu peștile pe ureche auzeam piesa și behăiam și noi acolo. Cum crezi tu, în duș, că ești bun la cântat? O să auziți un pic din ce s-a întâmplat acolo și apoi vedem ce reușește să facă inteligența artificială. Hai să privim imaginile cu momentul meu de cântare. De menționat e că nu ne-am gândit și nu avem perspectiva asta că AI-ul înlocuiește oamenii sau artiștii sau producătorii, ci din contră e o le facilitează procesul de creație. Da, te ajută să faci muzică mai multă, să ajungi la final mai repede, să-ți dai seama că ai 100 de demo-uri de unde aveai 10 în asta voiam să vă întrebăm, că avem, sunt 200 de backing vocals artiști la ușă cu furci. Și vreau să vă nu, nici vorbă. Asta e și important de menționat că George, un artist super talentat și songwriter la noi, el a tras vocea pentru voi.
Deci e un convertor audio-to-audio, ca să-i spun așa. El a tras o voce, putem să-l facem șurubel, dar tot e o voce umană care transmite vibrato, emoție. Înțelegi? Împrumutați emoția de la el, practic. Pentru salut, cei George. Care salutăm și noi pe George, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, Marius Moga și Sebastian Dobrincu au dezvoltat o aplicație care pur și simplu se antrenează cu vocea ta, îți învață vocea și apoi poate să o aplice peste orice alte melodie. Haideți să vedem cum s-a antrenat această aplicație cu vocea lui Bogdan. Nu de altceva, dar eu vara nu dorm, vara nu dorm, nu am somn. Nu am somn, zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb, pentru că vara nu dor. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai cadă lacrimi, stelea răsări, tu ai venit. Nu știi de când aștept să spun că te iubesc, că ai vin acum să zburăm spre cer. Wow! Ce zoricele pe câmpii? M-am dus cu voi acolo, da, era mă, da, o piesă, erai... Smiley și Marius Moga. Dar nu mi se pare tare asta că toți facem asta? Adică eu lucrez cu atâția artiști care ar trebui să mă simt acolo, să stau cu minte, să tac din gură și să zic e perfect, mergi acasă că a fost super. Dar în secret sau în privat, toți ne dorim să facem asta. Pentru că arta muzicii e de fapt arta de a te exprima, de a exprima ce ai tu în interior. De-aia când suntem în mașină și avem o anumită stare, știm exact ce melodie să punem pentru starea respectivă. E doar un vehicul de a exterioriza emoțiile dinăuntru. Tuturor ne place să facem asta. Cred că maxim 1% din populația înainte, lumii nu suportă muzica. În rest, toți suntem înnebuniți după ea. Înainte să auzim ce a făcut inteligența artificială cu vocile noastre, care vedeți. Acum că te-ai făcut tu de... Da, deci ați văzut, auzim da? Și pe... Hai să vedem cum s-a descurcat și șurubel. Deci vocea originală, da, înainte de inteligența artificială. Priviți. M-ai mințit cu vorbele, mi-ai schimbat hotarele, ce folos au armele când este peripit doar cadru cu ochii tăi. Op, eroina, op, op, eroina, op, eroina mea. Vreau să mă pierd în ochii tăi, să-ți cânt iubirea mea și apoi să zburăm spre cer. Nu știi de când aștept să spun că te iubesc, hai vin acum să zburăm spre cer. E vocea inimii, oh, dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea, eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva, Bogdan, mai dă-te-n dragostea. Și acum cum ați dans? Asta e până la final. Simplu. Eu am și dansat la final. Da, s-a punctat. Ți-am făcut dedicație. Am văzut. Care e sentimentul? Mai dă-te dragostea mea și tu. Le-am zis și băieților de la tine la studio. Apropo, foarte mișto atmosfera acolo și foarte mișto toți oamenii pe care îi aveți lângă voi. Thank you, guys. Este cel mai tare cântat în mașină. Adică e cântatul la mașină pe care îl faci, dați semafor când știi că nu te aude nimeni, dus la un alt nivel. Și te auzi compresat. Hai să vă zic ce am observat noi, ceea ce mi se pare foarte interesant. Dimineața, da, când încerci să te aranjezi un pic în oglindă, să vezi cum da. Stau hainele pe tine, te vezi pe tine în oglindă, nu? Da. De-aia știi să te aranjezi. Corect. Creierul tău, da, percepe persoana ta aranjându-se în oglindă, zice, a, asta, șubița sau doamna. Tu te cunoști cel mai bine. Dacă tu ești în mașină și încerci să cânti Adele, aia nu e o oglindă cu vocea ta, e o oglindă cu vocea lui Adele. E foarte greu. Te mai și, îți dai seama, te gândești, da, mă, da, e Adele. Îți dă și la motiv. Da, la... ți-o dă la încredere, e Adele, da. Adică n-am nicio șansă. Dar când te auzi pe tine cântând piesa... Piesa lui Adele, da, bine. Dintr-o dată e o oglindă cu vocea ta. Bun. Și în... face oamenii să cânte mai bine. Asta în timp, tare. Asta am observat. Marius, în anul 2002, cânta cu simplu piesa Să zburăm spre cer. Da. Noi am crescut cu piesa asta, o știm vers cu vers, niciodată n-am fi crezut că o să ajungem să o cântăm noi bine. Yeah. Inteligența artificială a făcut asta și acum putem să ascultăm ce a ieșit, da? După da. Ce a fost procesată. Mă bucur că anul trecut, din aprilie, amândoi ne-am oprit din tot ce mai făceam în viața noastră și ne-am concentrat pe revocalize.ai. Pentru că îl vedem abia, un da. Viitor inevitabil al ce înseamnă următorul pas în muzică. S-a democratizat aproape tot. Oricine are o cameră, are un aparat să facă o poză. Muzică încă nu e la îndemâna tuturor. Trebuie să ai un pic de expertiză și tehnică și muzicală. Și...
Dar se democratizează. Ca să punctezi ideea asta, imediat 90, da, după ce s-a întâmplat în România, tata a vândut Dacia. Și și-a luat o cameră de filmat. Și toată familia i-a sărit în cap, cum omule să vinzi mașina, da, pe care a așteptat-o 6 ani sau când o fi așteptat. Nu, am luat o cameră de filmat, nu înțelegeți, ăsta e viitorul. Dar și era singurul din Alba care avea o cameră de filmat, drept urmare a și predat după aia video și foto și așa mai departe. Și acum dacă derulăm, până în 2024 scoatem telefonul, toți suntem operatori. Cam asta se întâmplă, da, asta se adică alte ideea asta zone. Că să ne proptim că nu, AI-ul va e o unealtă care apare inevitabil. Mai bine să fie doi români în primele 10 firme din lume care se ocupă cu treaba asta. Și să ne și mândrim uite, că apropo, o analogie care îmi place mie vis-a-vis de asta cu înlocuitul artistului și că ne ia jobul, ne ia meseria. Când a apărut camera, care era frica? Că îți face poză, ți-a sufletul. Corect. Primele poze, așa, da. Că ți-a sufletul. Bun, toată lumea, bine, dar hai să vedem. Deci, hai, ce face, da, inteligența artificială, ce a făcut din vocile noastre, eu și Șurubel împreună, pentru prima dată într-un featuring audio. Hai să ascultăm. Voice to voice. Voice to voice. Ia. Yeah. Oh, 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 oh. E ceva ce nimeni nu poate să-mi dea. E ascuns în inima ta. Pare greu să crezi, să crezi că ai putea să mai simți dragostea. Dar spune-mi noaptea ce visea. Vreau să mă pierd în ochii tăi, să-ți cânt iubirea mea și apoi să-ți zburăm spre cer. Nu știi de când aștept să spun că te iubesc, hai vino cum să-ți zburăm spre cer. Vreau să mă pierd în ochii tăi, să-ți cânt iubirea mea și apoi să-ți zburăm spre cer. Nu știi de când aștept să spun că te iubesc, hai vino cum să-ți zburăm spre cer. Poate bine. La cât mai multe colaborări de astea, da, un album, așteptăm albumul. Avem nevoie de manager, în aici rău. Sunt. Da, da. Am auzit lucruri bune despre tine, nu știu, dar trebuie să încercăm. Taiwan venim, asta e clar, mergem pe Taiwan. Da. Oricum, mai bine decât am fi putut oricând să cântăm cu adevărat piesa asta. Felicitări, băieți, foarte tare ideea asta și vorba ta, să vedem doi români în topul mondial. Și e un startup pe care l-am făcut și de-abia acum dăm drumul la prima rundă, pre-seed, sunt tot felul de termeni. Prima rundă de finanțare, până acum am susținut-o amândoi, începând din aprilie, într-un. Deci avem un an, practic. Felicitări! Felicitări! Felicitări. Un an și suntem abia la început de drum. Îți dai seama, asta e un prim pas pe care îl facem către un viitor pe care îl construim. Uite, asta. Ideea e că nu e despre noi doi. Nu. Eu asta am vrut să punctez. Chiar tehnologia asta, faptul că noi am muncit la ea și muncim la ea, dar chiar nu e despre noi doi. E despre ce poate să facă niște oameni creativi cu unealta asta și asta ne dorim să vedem. Niște producători care sunt acum în dormitor și se gândesc, băi, dar iar îl văd pe omul ăsta la televizor, știu, de 1000 de ani face muzică, o să-i arăt eu că probabil eu fac următoarea piesă. Da? Nici nu s-a schimbat, asta gândesc probabil. Probabil. Asta gândeam și eu când eram. Era duță peste tot cu toate melodiile. Da. Bă, dar n-ajung eu la București să compun. Este o unealtă, super... unealtă foarte bună, da. Contează foarte mult pe mâna cui ajunge și să ducă numai la lucruri bune. Vă mulțumim frumos că ați venit. Și noi mulțumim, super. Și multă bafă pentru proiectul. Thank you. Fugim în partea cealaltă a platoului la Lili.